Atunci când s-ar părea că toți au lansat ce au avut de lansat, gata, se poate de făcut totalurile și hopa, la noi ajunge noul Huawei Mate 10 Pro. Ăsta chiar e un salt major față de ce a făcut Huawei anii trecuți. Întrebarea este dacă poate ține pasul cu noile flagship-uri de la Samsung, Apple și Google. Voi l-ați așteptat de ceva vreme, așa că iată verdictul. Prima concluzie la care am ajuns când am luat Mate 10 Pro în mână e că acesta este totuși un device greu. Ei, nu chiar atât de greu că se îndoaie acolo la cântar când ești cu el în buzunar, dar se vede că s-a pus mult accent pe asamblare și calitatea. Avem o carcasă rigidă din metal, iar spatele deja e adaptat noului trend, adică plin de amprente și lunecos, adică din sticlă. Smartphone-ul are multe elemente de simetrie în designul său. Camerele și senzorii se aliniază simetric, avem această fâșie cu accent diferit. Fără dubii, ăsta e unul din cele mai tari Huawei-uri pe care le-am văzut. Iar cel mai important e că se deosebește mulțimea. Continuăm deocamdată cu părțile pozitive, display-ul. Pur și simplu nu am găsit nimic care să mă deranjeze. Surprinzător, aici e unul de tip AMOLED și dacă la obișnuitul Mate 10 s-a folosit IPS, în cazul Pro găsim aceste culori contrastante specifice pentru AMOLED-uri, un negru accentuat, unghiuri de vizualizare foarte bune și o rezoluție aproape cu HD. Dar eu nu am simțit lipsă de detaliere. Evident, toate aceste detalii sunt împachetate pe o diagonală de 6 inci, ce acoperă mai mult de 80% din suprafața frontală. Ideea marginilor îngustate prinde bine la orice model de smartphone. Majoritatea aplicațiilor sunt deja adaptate pentru aceste ecrane alungite, iar pentru restul, în sistem există opțiunea de a umple ecranul. Că veni vorba de sistem, cei care ne urmăresc review-urile știu deja că nu sunt un mare fan al interfeiței EMUI. Unul din motive ar fi aceste iconițe care par cam neactualizate. Dar problema asta se rezolvă foarte rapid instalând un launcher. Pentru mine, un alt aspect discutabil este faptul că aici sunt mai multe aplicații decât mi-aș fi dorit eu. Gen aplicație pentru oglindă, lanternă, multe chestii practic dublează ceea ce oferă Google în Androidul stock. Dar asta depinde de fiecare utilizator în parte. Totuși, ar fi nedrept dacă nu aș recunoaște că sunt și plusuri. Sistemul monitorizează foarte bine consumul bateriei și există multe opțiuni de customizare. Asta se referă și la memoria operativă, și la culorile display-ului, gesturile făcute cu încheietura degetului și aici sunt prezente. Surprinzător pentru mine, aici găsim noul Android Oreo. La capitolul viteză, chiar dacă e o interfață încărcată de-a binelea, totul merge destul de ager. Chiar nu am întâlnit momente în care sistemul să se gândească prea mult sau să apară careva bug-uri. În interior, de toate se ocupă procesorul de producție proprie Kirin 970, un adevărat creier al smartphone-ului. Pot să vă spun că împreună cu cei 6 GB de RAM pe care i-are la bord, nu rămâne cu nimic în urmă față de Snapdragon 835 pe care îl găsim pe toate topurile din 2017. Pe alocuri am impresia că se descurcă chiar mai bine. Noutatea lui Kirin 970 este o unitate de procesare neurală integrată. Fără prea multe cuvinte sofisticate, smartphone-ul învață din utilizarea de zi cu zi, astfel că poate porni din timp anumite task-uri pentru ca aplicațiile să meargă mai ușor. Această inteligență artificială are grijă să oprească la timp procesele care consumă prea multă energie și, ci că datorită ei, smartphone-ul va funcționa la fel de rapid ca în prima zi, chiar și peste un an. Dar toate chestiile astea nu pot fi observate cu ochiul liber de utilizator. Poate doar la capitolul camera, acolo unde această inteligență artificială deosebește tipul de subiect din cadru. Fie că acesta este o floare, un animal, un om, dacă berea nu știu ce, berea nu o detectează și înseamnă că mai este de lucru. I'll just have a cup of coffee. Beer it is. No, I said coffee. Beer. Coffee. Beer. Pe hârtie, optica de pe Mate 10 Pro arată pur și simplu grozav. Ca și în anii trecuți, găsim optică de la Leica, un senzor color de 12 megapixeli și unul monocrom de 20, ambele cu apertură record printre smartphone-uri, 1.6. Asta în teorie ar permite cadre incredibile noaptea. În realitate, totul iese frumușel dacă ai timp și skills-uri să folosești regimul manual. Dar majoritatea fotografiază cu regim auto, nu? Aici există multe detalii șterse, uneori am impresia că totul e desenat în acuarelă. Însă și aplicația e un pic confuză, sunt prea multe setări și regimuri. Eu, spre exemplu, am fotografiat o zi întreagă cu un soi de beauty mode, fără să-mi dau seama. Și mai confuz e faptul că avem două regimuri, wide aperture și portrait modul, care în esență fac cam același lucru. Și asta derutează utilizatorul.
La lumina zilei obții rezultate frumușele și nu am cum să nu observ cât de rapid și exact lucrează aici autofocusarea. Pur și simplu există multe setări care trebuiesc scoase, iar faza asta cu sensorul care face poze monocrom, eu cel puțin încă nu o înțeleg. În orice caz, e o cameră bună. Cu bateria, în schimb, Mate 10 Pro chiar o duce bine de tot. Avem tocmai 4000 de mAh, iar împreună cu inteligența artificială și toate chestiile astea, autonomia e pur și simplu de nota 10. Obții lejer 2 zile de utilizare medie. Eu, că stau toată ziua cu telefonul în mână, ajung până seara cu încă vreo 20%. Acestea fiind zise, nu pot contrazice faptul că seria Mate a evoluat foarte mult de anul trecut. Mate 10 Pro e într-adevăr un device care arată și se simte premium, are un ecran superb și multe bonusuri. Spre exemplu, el vine din start cu 120 GB de memorie, în timp ce la alte branduri trebuie să plătești extra. Un alt bonus e case-ul care vine în cutie și căștile. În zilele noastre, asta la fel e ceva extra. Evident, portul pentru căști a dispărut, că așa e moda, dar bine că măcar au lăsat un adaptor. Sunt foarte curios să văd cum se va dezvolta toată chestia aia cu unitatea de procesare a inteligenței artificiale, pentru că smartphone-urile cu interfețe grele de obicei frânează la greu peste vreun an. Și asta chiar e o problemă. Urmează să vedem ce va face ăsta. Cam asta a fost totul pentru azi, prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați butonul like acolo mai jos și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade interesante. Nu uitați în comentarii să ne scrieți părerea despre noul Huawei Mate 10 Pro. Cu voi a fost Vigo, toate bune!